Să știți că eu am de gând să mă umblu foarte serios la toate tarifele astea pe care să plătesc în momentul de față. Și vă dau un exemplu. Taxă de cogenerare. Ar trebui să vedem cine face cogenerare. De ce plătim taxa asta? Ca să crească prețul. Tariful de transport energie. De ce trebuie să plătim? Cât îl plătim? Este nevoie să plătim atât? Tarifele pentru transport la export până la graniță. Cât costă? De ce trebuie să plătim? Știți că aceste tarife sunt stabilite de către Autoritatea Națională de Reglementare, care este independentă. Putem să discutăm, dar trebuie să-i arătăm la autoritate că consumatorul, până la urmă, este cel care plătește. Da? Ori noi trebuie să ținem cont și de consumatorul industrial și de cel casnic. De exemplu, societatea de magazinare. Cum va putea ea să trăiască dacă nu își va stabili tarifele în așa fel încât să-și acopere costurile? Păi va trebui să trăiască să-și acopere costurile. De ce o facem? Să nu iasă în pierdere. Ea trebuie să iasă pe profit. Normal, ca orice societate.